2012, ședința ordinară a Consiliului Local. Convocat pe dispoziția 112 din 17 2019. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți 11 din 1. Deci, fiind prezent majoritatea consilierilor, ședința este legată în prezență și poate să se lucrează. La ședință participă ca invitați domnul Ionescu din PD Ionești, doamna Cerna Narcisa, doamna Macarna Cristina și doamna Gerasimescu Lumița. Având în vedere prevederea articolului 42, anexul 5 din legea 215/2001, supun spre aprobare procesul de luat în cea la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dar procesul de bal, din urmă, după a fost apostat în anumită acestea. În conformitate cu prevederea articolului 41, din legea 215/2001, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință în vederea Comisiei de Lucrărilor în următoarele 3 luni. Domnul Macara? Domnul de acum, Constantin. Am ridicat eu mâna mai întâi. Dacă mai sunt alte propuneri. Dacă ai altă propunere, să s-a înțeles. Domnul secretar, dacă e chiarul pentru a lege președinte de ședință, să mai respecte rangurile în alfabetic, ce criterii legeți? Dar nu poți să spune alfabetic. Păi, dar nu propune. Dar să propune, să nu... Propune, dar fiind inferioritar, niciodată nu scrie președinte de la noi, vă dați seama. Atunci se votează, se fac două propuneri și niciodată nu se vine din formațiunea noastră. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei statutului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Admirării, județul Bacău, pentru anul 2017. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei. Aviz Comisiile Reunite. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Admirării, pentru mandatul 2016-2020. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei. Aviz Comisiile Reunite. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoan și instituțiilor subordonate Consiliului Local. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. 4. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 1 al anului 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei, aviz Comisiei Reunite. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de înregistrare a datelor în registrele agricole ale Comunei Ardeoan. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei, aviz Comisiile Reunite. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 30.06.2017. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei, aviz Comisiile Reunite. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice și autorizarea lucrării amenajare șanț de la Foaie Dumitru la Olaru Costache Ardeoan și amenajare șanțul cu rigole carosabile de la Munteanu Nicolae la Munteanu Dumitru de Muntenești. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei, aviz Comisiile Reunite. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării cărții tehnice a tuturor construcțiilor din domeniul public al Comunei Ardeoan. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei, aviz Comisiile Reunite. 9. Proiect de hotărâre privind reactualizarea documentației cadastrale, expertiză tehnică, studiul geotehnic, PTH, DCS, DTAC, verificare proiect. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei, aviz Comisiile Reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de inclus pe ordinea de zi, da. Noi avem un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3. Anul 2017 și a listei de investiții. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei, aviz Comisiile Reunite. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului aferent obligațiilor de plată a contribuabililor bugetului local al Comunei Ardeoan în vederea publicării listei de restanțierilor pe pagina de internet a Comunei. Inițiator Victor Deaconu, primarul Comunei, aviz Comisiile Reunite. Și mai avem adresa instituției prefectului județul Bacău cu numărul
13.173 din 12.07.2017, pe care ne cere să prezentăm raportul cu privire la aspectele ce s-au descris în urma controlului de fond. Supun raport proiectul ordine de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. În amenitate de voturi a fost aprobată ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi. Un proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei statutului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeal, Județul Bacău, pe anul 2017. Aveți comisiile reunite. Domnul Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Comisiile reunite avizează favorabil raportul de specialitate în forma prezentată. Deci aviz favorabil. Dau cuvântul domnului secretar Neamțu pentru a prezenta raportul de specialitate. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea organigramei statutului de funcții și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeal, Județul Bacău, pe anul 2017. Aici, dacă mai e nevoie să mai dau citirii întregului raport, deoarece noi acum, practic, aprobăm organigramul statului de funcții în urma primirii avizului de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care l-am primit cu numărul 32.460/2017 și înregistrat la Comuna Ardeal cu numărul 4.302/11/7/2017. După cum știți, noi am aprobat hotărârea locală, poliția locală și automat trebuia să transmitem la NFP ca să primim avizul în forma poliției locală. Deci am primit avizul, deci de aici încolo noi avem și compartimentul poliției locală. Cu un polițist local din clasa 1 cu studii superioare și doi polițiști locali din clasa 3 cu studii medii. Deci, cel care e clasa 1 trebuie să aibă studii superioare, iar celălalt din clasa, ceilalți doi din clasa 3 trebuie să aibă studii medii. Deci, cam asta este. N-aveam să vă mai invoc aici toate în termenul legal, deoarece, deci, despre asta este vorba. Mulțumim, domnul secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Având în vedere că am mai avut această discuție și dacă am primit și avizul ANFP, mergem mai departe. Mai trebuie să ceva să... Domnul consilier. Aș vrea să întreb dacă postul, eu nu sunt de pensionar, dar un post de ofițer și restul de suboficier, nu? Nu sunt ofițier, sunt ca polițist local din clasa 3, noi acum o să aprobăm și grija de salarizare cu coeficiență. Automat, noi polițiști locali am asimilat, de exemplu, cel din clasa 1 cu un consilier superior, consilier principal de asistență de local, care face parte din clasa respectivă. Nu sunt ofițer sau suboficier, nici poliția poliției nu mai sunt. Sunt inspector, subinspector. Comisar. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Ardeal pentru mandatul 2016-2020. Aviz Comisiile Reunite, domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului secretar Neamțu pentru a prezenta raportul de specialitate. După cum bine știți, odată cu apariția legii 153/2017 privind salarizarea persoanelor plătite din fonduri publice, deci s-a stabilit ca indemnizația consilierilor să nu mai fie nici 5% din indemnizația primarului, să fie 10%. Dar noi aici automat trebuie să modificăm. Maxim 10%, da. Deci noi automat am prins în regulament chestia asta, pentru că să fie exact conform legii.
și am stabilit așa, la articolul 22, pentru participarea la ședințele ordinare și a comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la plata unui indemnizații în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului comunei. Numărul maxim de ședințe pentru care se acordă indemnizația este o ședință ordinară de Consiliu și o ședință de comisie de specialitate. Pentru a beneficia de indemnizația de 10%, consilierii locali trebuie să participe în mod obligatoriu la cel puțin o ședință ordinară și una de comisie. Mai pe înțeles, ca să știți, dacă veniți la comisie și nu veniți la ordinară, luați 5%, jumătate. Dacă veniți și la ordinară și la comisie, o luați dumneavoastră de 10%. Deci asta este. Pentru că aici așa am luat textul din lege, deci la articolul 40 din legea 153, prin derogare de la prevederea articolului 34 din legea 393 privind statutul aleșilor locali, cu modificări și completări ulterioare, în perioada 1 iulie 2017 și 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierul local pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, președintele postului judecean sau primarul general al municipiului București. Deci cam asta este, ca să știți de ce am modificat regulamentul. Da, mulțumim, domnul secretar. Dacă doriți cineva să ia cuvântul. Ca să fie înțeles, eu vă deci, ca să fim înțeleși și domnul secretar, deci dumneavoastră, înainte deci, cu, de a avea ședința, noi trebuie să participăm, cam, așa am înțeles, nu? La cu... Pe care le-am fie dat, participăm la comisie. Exact, da. Deci asta este toată problema. Deci cei care suntem în comisie, deci, și suntem de comisie, toți suntem. Nu toți trebuie să fim. Toți? Deci, toți suntem. Toată comisia trebuie să fie. Deci președinte, și membri, și secretar, și cea mai departe. Atât. Mai dorește cineva să aibă supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la punctul 3 pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoane și instituțiile subordonate Consiliului Local Ardeoane. Aviz comisiile reunite. Doamna Anica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Dau cuvântul domnului secretar Neamțu pentru a prezenta raportul de specialitate. Din raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personal contractual de cadrul aparatului de specialitate afirmat Comunei de Ardeoane și structurile subordonate Consiliului Local Ardeoane. În conformitate cu prevederea la articolul 11, amendatul din legea 153/2017, privind salarizarea personalul plătit din fondul public, de funcționare publică, personalul contractual de cadrul familiei ocupaționale, administrativ, din aparatul public al Consiliului de Ține, primării și Consiliului Locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bani se stabilesc în hotărârea Consiliului Local, a Consiliului Județean sau Consiliului General în București. După caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau după caz a reprezentantul salariatului. La bază stă și adresa înaintată de primarul Comunei Ardeoane 4665/26, așa pe 2017, pe care se stabilesc coeficientul cu colegii 153/2017. Nivelul veniturilor salariale se stabilește fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau după caz a indemnizației lunare a vicepreședintelui postului județean sau după caz a viceprimarului municipiului București, corespunător nivelului de organizare comună, oraș, municipiu, sectoare, municipiul București. Primăria Generală a Municipiului București. În conformitate cu prevederea articolului 13 din legea 153/2017, privind salarizarea persoanelor plătite din fonduri publice, indemnizația lunară pentru funcțiile de indemnitate publică se determină prin înmulțirea coeficienților din anexa numărul 9 cu salariul de bază minim pe țară garantat în clasă privată. Conform articolul 38 prevederea legea 153/2017, legea intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018, cu câteva excepții prevăzute la punctul 3. Litera C. Astfel, indemnizația lunară a personalului care ocupă funcții de indemnitate publică se stabilește de la 1.7.2017 și se stabilește prin înmulțirea coeficientului din anexa 9, cu salariul de bază din grup pe țară garantată în plus. În conformitate cu alesele 9, punctul 14.26, coeficienți corespunători indemnizatului pentru persoane alese în funcția de primar și viceprimar subordonat. Deci aici așa este și eu am spus textual din grie la de salarizare, care am pus-o la raport. Și acum să vă mai dau doar, știu eu, citire
finalului. Deci, conform articolul 19 din legea 153 pe 2017, salariul de bază pentru funcțiile de conducere se stabilește de către conducătorul instituției publice în raport cu responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate. În salariul de bază pentru funcțiile de conducere, atât la gradul 1 cât și la gradul 2, este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă la nivel maxim, cu respectarea criteriilor generale care prevăd cunoștințe și experiență, complexitate, creativitate și diversificate activităților. Judecata și impactul deciziilor, responsabilitate, coordonare și supravizare, dialog social și comunicare, condiții de muncă, incompatibilități și regimul special, și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli. Se propun pentru următoare salarii de bază diferențiate pe funcții, grade efecte și gradații de vechime. Și cu respectarea plafonului maxim, se propun următoarele grile de salarizare. Deci, grilele care sunt acolo, pe cele 6 anexe. Principiile sistemului de salarizare. Sistemul de salarizare, reglementat prin prezenta lege, are la bază următoarele principii. Principiul legalității, în sensul că dreptul de natură salarială se stabilesc prin norme juridice de forță a legii, cu excepția hotărârilor prevăzute la articolul 11 alineatul 1, conform principiilor enunțate de articolul 120 din Constituția României, republicată, dar cu încadrare între limite minime și maxime prevăzute în prezenta legii. B. Principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție. Principiul egalității, prin asigurarea salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală. Principiul importanței sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile, activității și nivelul studiilor. Principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoașterii și recompensării performanțelor profesionale obținute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii și regulamentelor proprii. Principiul ierarhizării, pe verticală cât și pe orizontală, în cadrul aceleiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate. Principiul transparenței, mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar. Principiul sustenabilității financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafanilor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat stabilite în condițiile legii. Principiul publicității în sensul transparenței veniturilor de natură salarială, precum și a altor drepturi în bani și în natură pentru toate funcțiile din sectorul bugetar. Deci, în salariile de bază este inclus sporul pentru condiții pătrămătoare în procent de 15%, iar pentru exercitarea controlului financiar preventiv, salariile de bază majorat cu 10% de către persoane numite prin dispoziție și nu se regăsesc în coeficient. Față și tratate, rog autoritatea deliberativă să aprobe proiectul de hotărâre până la prezentat de deliberativ. Da, mulțumim domnului secretar. Am să răspund și la două cuvinte, după care vă dau cuvântul dumneavoastră. Este o lege controversată, incompletă din punctul meu de vedere, care a dat curs la numeroase discuții și a lăsat greutatea problemei pe unul din prima ducă la... Și la Consiliul. Da, și la Consiliul Local se ducă la vreo sfârșit problema asta la salarii. Este normal să dăm salarii cât mai mari, dar trebuie să ținem cont de bugetul pe care îl avem, de starea în care ne aflăm, care are insolvență, după cum bine știți, și nu în ultimul rând de performanța pe care o avem. Eu sunt încrezător că vom fi înțelegători, așa cum a fost și în perioada în care 6 luni nu s-a luat salarii și am ținut cu tot din adinsul să ne facem datoria și trebuie să recunosc că a fost și o atitudine pentru domnul primar. Așa că și acum vom da, vom fi înțelegători. Mulțumesc! Dacă doriți cineva să ia cuvântul, domnul consilier Popa. Da.
m-a ascultat materialul prezentat de domnul secretar, avem grilă în față, vedem că avem coeficient între 1 și 4, în, bineînțeles, sunt pe funcție. 1 și 3. Da, 3 și 4 este stabilit de lege. Am înțeles, da. Între 1 și 3. Bănuiesc că au fost gândite bine. Deci dumneavoastră știți mai bine, nu au fost discrepanțe, nu au fost, știu eu... De acord. Da. Eu sunt de acord cu acest coeficient, dacă dumneavoastră ați analizat bine și bine. Mulțumesc. Da, altceva. Domnul Salu. Să știți, dacă capul locului, dumneavoastră, am înțeles că n-ați lucrat până acum cu coeficiență de ierarhizare. N-ați avut? Așa am înțeles, domnul secretar. Nu, eu sunt pensionar, cunoaște toată lumea, ocupate din dumneavoastră, cunoașteți că unde am lucrat și ce am lucrat. Și deci am fost un financiar contabil, o lucrare contabilă, și am lucrat cu coeficienți de ierarhizare. Deci lucram direct cu, să-mi spune, cu șeful de cale, în față, când facem ștatele de plată, că apăreau modificări la una la alta. Vreau să mă ascultați dacă nu vă supărați, da? Deci, problema e în felul următor. Dumneavoastră cred că ați soluționat destul de bine. Concret. Statul concret. Funcții concret. Concret aici la domnul primar este clară problema. E 4. La viceprimar e 3. Nu? Stabil prin lege. Administrat prin lege. Deci, fără nicio problemă, fără nimic. Deci primarul și viceprimarul cu eficiență stabilit prin lege. Prin lege. Aici, la administratul public, la fel, dacă... Nu, trebuie să lăsăm un coeficient. Trebuie să lăsăm un coeficient, da? Între secretar și viceprimar. Pentru că la fiecare coeficient... Ar fi fost 5.290, fi bani în statul public și secretarul, dacă... Văd că administratul public, după care secretarul? Da, administratorul public e între secretar și viceprimar. Deci, legea este acasă, l-am adus mai acolo. Deci, administratorul public nu poate să depășească coeficientul viceprimarului și mai mic ca secretarul. Deci, el poate să fie ori egal cu viceprimarul, ori egal cu secretarul, ori între ei. Deci, nu este un interes. Deci, e clar. Aici, la ce am observat eu, probleme care sunt, că acum am înțeles mai bine chestiunea la dumneavoastră, deci nu poate să fiți egal cu vicele primar, nu? Unul din aia, da. În lege spune că salariul oricărui angajat nu poate să fie mai mare decât indemnizația, nu poți depășească indemnizația vicelui, dar cu tot cu sporul. Da, da. Am înțeles. Dumneavoastră v-ați gândit, eu m-am uitat aici la o funcție, șef serviciu voluntar pentru situație de urgență. Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Roșca și știu că îi stă pe această funcție, da? Ca să ajung în cealaltă părți. Deci era aici în cadrarea lui cu 1.24. Nu v-ați gândit deloc că omul ăsta, eu l-am văzut de multe ori, prin comună, cu multe chestiuni care au fost viabile pentru comuna respectivă. Deci de la 1.24 eu am spus că ar fi până la 1.35. Suntem mai insonalizăm. Deci, este o chestiune foarte importantă. Și omul acesta a muncit și muncește foarte tare. Așa gândesc eu. Gândesc eu la... Chiar și ceilalți de altfel. Deci, nu, am spus că el avea cu cea mai mică încadrare, dacă vă uitați. Cea mai mică? Deci 1.24. Și am zis până la 1.35. Nu, fac eu chestiile astea, nu. Deci eu propun. Eu propun dumneavoastră, cunoașteți mai bine problemele ce aveți de făcut, nu? Deci, la celelalte probleme. M-am uitat peste tot, deci... Dacă îmi dați voi un pic, propuneți ceva acum să se discute. Că să putem, da, știm, propuneți sau... Propus, ați propus... Deci, ani la 1.24. Deci, de la 1.24 la 1.35. Am zis lui domnul Merușca. Dar ce înseamnă... Deci la 1.35 am înțeles că se duce peste 2000, doamna... Are 2200 și... Deci la coeficientul 1.24, cum a fost propunerea noastră, el având gradația 5 pentru maxim de vechime, ar fi beneficiat de un salariu de bază de 2203 lei,
Iar la coeficientul de 1,35 propus de dumneavoastră, salariul de bază corespunzător gradației 5 ar fi de 2.399 lei. Nu e mult. Nu e mult. E de 10 lei. Nu sunt 100 de lei, 400 de lei. Da. Da. Dacă cine este pentru? Da. Deci să urmărească coeficientul la CFC de sigur de la 1,24 la 1,35. Am zis. Mai este aici undeva unde totuși am văzut eu la funcții publice generale de execuție. La auditor. La cu, probabil aici scrie superior, principal, asistent. Deci cu studii superioare, probabil nu? Da. Principal... Da? Da. Da. De la 2, 20, e cam 2 și 16. Am zis eu. Nu știu, dumneavoastră, funcția este liberă. Am înțeles, nu? Da. Este vacantă, nu? Da. Așa că după câte știu eu. Nu, dar trebuie făcut. Dacă cumva vine, deja trebuie să fie votată. Deci are 1,25. Deci la 2,20, 2,16. Dacă mărești într-o parte, trebuie să iei din alta bănuire. Absolut. Să echilibrezi. Noi am făcut deja bugetul la... 2,16. Dacă au gândit-o și la... Tata, dacă... Cum? Deci coeficientul pentru auditor la... La superior. La superior. De la 2,20 la 2,16. 2,16. Am zis bine? Nu m-am exprimat corect? Da, deci asta e greșeală. Să-l scădem. Da. Da, da, păi, ca să putem să punem la gură. Păi, nu-i corect așa? La 1,25. E corect sau nu e corect? Da. Dacă sunteți de acord, nu am să spuneți domnul președinte. Da, sunteți de acord? Da. Bun. Deci, dată leacă, de la auditor. La auditor superior. Gradul 5. Cu studii superioare. Nivelul studiilor. Da. De la 2,20 la 2,16. De la cât la cât? De la 2,20 la 2,16. De la asistentul la superior, deci 2,16 corect. Un consilier superior are... Este corect? Da. Deci este o diminuare aici, da? Da. Iar tot la principal, tot auditor, la principal, de la 1,95 la 1,89. 1,95. La 1,89. Nu-i mult. 6, să știți. 6, 6. Da, toți cu studii superioare, principal. Auditor, principal. Da? Iar la asistent, tot auditor, la asistent, dar să punem spre aprobare, băi, dacă să puneți la vot. Sau la sfârșit. Eu le-am pronunțat aici așa, deci discutăm pe auditor și le adoptăm un loc. Da. Da? Deci superior, principal, 1,89, da? De la asistent, de la 1,70 la 1,63. 1,63. Și acum puteți ca să votați în bloc. Da, deci... Deci modificările pentru auditor de la superior, gradația 5, de la 2,20, scade la 2,16. 2,16, da? Gradația 0, nu gradația 5. La gradația 0. Nu la 5. Nu. Gradația 0. Deci să avem și în vedere chestiunea asta de la gradația 0. Păi de ele așa se stabilesc. În lege spune că se stabilește la gradația 0. Bine. Pe salariul. Care fiecare la care 5 ani? Nu. Deci au fost primării care au stabilit coeficientul la gradația 5, ceea ce nu este corect. Avem și exemple. Da. Deci de la 1,70 la asistent, da? Sau trebuie mai departe? La asistent. De la 1,70 la 1,63. Da? Tot la gradație 0. La 1,63, da. Deci tot la gradație 0, da? Da. Bine, eu nu fac chestiile astea dumneavoastră. Sunteți aici și cântăriți și dumneavoastră problemele bine. V-am spus. Dacă vreți să-ți propun mai multe probleme, am încercat cu stabilitate, dar știi. Cunosc niște probleme foarte, da. Deci nu-mi supune problema. Trebuie să mai vin la primărie, să mă ajutați. Nu pot să nu pot să mă fac peste dânsa acolo la primărie. Nu este. Nu. Doamna, ai familie, nu pot să mă fac peste dânsa. Explicați un pic, de exemplu, un consilier, un auditor. Un auditor, da. Principal.
Cel mai superior am... Nu, superiorul, de exemplu, la gradația... Gradația 0. Ce înseamnă cu 2 și 16, parcă așa am înțeles? Da, 2 și 16. Ce înseamnă la gradația 5? Auditor superior cu un coeficient de 2,16 la gradația 0 ar însemna 3132 lei, gradația 0, însemnând salariatul care are vechime până în 3 ani. Așa. Gradația 1 se va majora salariul de bază cu 7,5% pentru persoane care au o vechime muncă între 3 și 5 ani. Da. La gradația 2 se majorează salariul cu 12,5% pentru o vechime în muncă de la 5 la 10 ani. Da. Pentru gradația 3, salariul de bază se majorează cu 17,5% pentru o vechime muncă de la 10 până la 20%, nu? 15 ani. Gradația 4, majorat salariul de bază aferent gradației 0 cu 20% pentru o vechime cuprinsă între 15 și 20 de ani. Și gradația 5 reprezintă persoanele care au o vechime muncă de peste 20 de ani, beneficiind de o majorare a salariului de bază cu 22,5% conform noii legi. Și m-aș ruga, doamna contabilă, dacă puteți să faceți un mic calcul, cam cât ar primi cu 2,16%, cu 2,16%, da, un superior. Atât, dar foarte mult cu gradația 0. Da, 2,16% la gradația 0 ar fi 3132 de lei față de 3190 de lei, cât ar fi însemnat coeficientul de 2,2. Da. Ce e funcție și de vechime. Dacă are vechime, înseamnă. Da, dar e prima dată 0 și la gradația 5 am debutat. 3137 de lei. Deci asta m-am întrebat dacă e debutant. Că asta practic cu gradația 0 e debutant. Nu? 56 de lei. Da, 3837. Nu este debutant la auditor. La auditor nu? La auditor nu este. Pleacă funcțiile de la asistent. Am înțeles. Nu e ca la consilier. Consilierul pleacă debutant, asistent, principal și superior. Da. Deci am ajuns și la asistentul care e 1,63, da? Da. 1,63, am înțeles acum cu toate problemele cu calculele făcute, cam cât ar fi, da? Deci, să o puneți la vot, domnul... Da, da. Cine este pentru? Da? Trecem mai departe. Mergem mai departe. Am luat-o din la spate în față. Cred că nu vă supărați, da? Șef birou de la funcții publice de conducere. Șeful de birou. Inițial, practic, avea 2,70. Eu am zis așa, după mine, cu 2,66. Are studii superioare, nivelul studiilor sunt superioare, da? Șef birou. Practic, e în nomenclatură, în organigramă. Da, trebuie să fie între auditor și... Nu? Cam așa ceva. Trebuie. Nu? 2,66, da? Bun. Cine este pentru? Da. Mai departe. Acum, e domnul secretar, cred că nu e supărat pe mine, că nu m-a pus pe mine ca să prima dată n-am ridicat mâna. Da, nu am să reținut. Eu nu sunt supărat pe mine. Am calculat în toate treaburile. Și dumneavoastră, văd că sunteți aici, am cadat la... deci noi am mai adăugat de la... Am luat dintr-o parte și am mai pus la Merușcă sau în celelalte părăți care au fost. La Secretarul Unității Administrative Teritoriale. La 2,80. Eu am zis, practic, să duce până la 39. Ia uitați să vă renunțe la 2,67. Cam că se duce la domnul secretar, 267. Dar de ce se tot tăie, domnul? Dacă eu gândit că și-au făcut-o așa, mai gândit. 3872. Nu am zis în nicio formă. Am spus, am făcut ce am găsit în cuvință. Dumneavoastră puteți să-mi dați în cap, nu știu nicio problemă. Eu puteți să faceți ce vreți. Deci eu am... Asta e propunerea mea. Cine este pentru? Deci stați un pic. Atunci stai să faci nici noi 4 propuneri și fiecare consilier, trebuie cu toate propunerile lui. Da. Și fiecare consilier, mă scuzați, îmi cer scuze. Deci atunci fiecare consilier în situația respectivă, luăm fiecare, cât știm să nu știm, sau am fost contabil sau ce am fost în viață, așa, acum suntem consilier, și luăm fiecare hârtia asta în față, care a făcut o lucrare, o viță de la contabilitate, și luăm fiecare. Nu-mi convine așa, hai propun. Vreți cu vrea ăla? Nu, vreți cu vrea ăla? Nu. Ai fiecare să știm la asta de 70 de 12 ani. Domnul președinte, terminăm până la asta, nu știu, vă rog. Da?
N-am terminat. Deci 2,67. Vă rog să faceți un calcul dumneavoastră, doamna. Dar însemna 3.872 de lei. Da, e un salariu... Cine este pentru? Bun. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă s-a întâlnit cineva sau dacă e cineva cont? A, da. Eu rămân pentru ăla, cu eficientul 2.80. 4. Păi sigur că, dar datorită faptului... Am și spus, am probleme. Acum, noi contrazici cu... Bun, vă abțineți sau împotrivă? Nu, domnule, să rămână... Aici am cuvântul și-a zis secretar, să rămână același... Bun, acum am propus ce-a zis domnul consilier Rusu Alexandru. Deci, cine e împotrivă și cine s-a abținut? Aici l-am văzut. Cine? Împotrivă. Împotrivă. Cine s-a abținut? Deci o abținere și un vot împotrivă. Dacă îmi permiteți și mie, eu v-am citit niște chestiuni în ce se privește salarizarea. Ierarhizarea trebuie să fie și pe orizontală și pe verticală. Deci după cum se vede aici, nu știu, eu în această situație, nu urmează decât să vă aduc la conștiință că acest proiect de hotărâre îl vei motiva și nu voi cam contrasemna. Legea îmi permite acest lucru. Da? Cu privire la salarizare. Deci acest proiect de hotărâre îl vei motiva în 30 de anul prefectul și atunci se ia act. Te refuză lui. Păi eu n-am făcut sub nicio formă. Sub influența, priva sau nu știu ce. Vom proceda legal, domnul secretar, și... Deci, sub nicio formă, n-am procedat sub nicio formă, altfel decât cum trebuie. Deci, da. Hotărârea va fi semnată conform legii de 2 sau 3 consilieri, cum se spune în lege. Președinte. Bineînțeles, președintele și 2 consilieri. Nu întâmplător v-am spus că corespunde 2,67, nu? Să faceți capul. Deci 3? 3.879. Da, trebuie să continuăm și ajungem și... Poftim, domnul Cep. Da, mulțumesc. Deci, așa cum am asistat la dezbatere până acum, și cuvântul care au luat antivorbitorii mei, într-adevăr, salariul este o crescut. Pensiile la, o crescut. Dar noi trebuie să ne încadrăm și în anumit buget care este. Eu vă dau cuvântul meu, domnule, și cred că majoritatea o să fie de acord cu mine, când vezi că au salarii din armată, poliție, ești la pensie cu salarii, cu pensii extraordinare, la 45-50 de ani, și mai rău îi vezi și în administrații, îi vezi și ți la tot felul de firme, așa. Deci nu se poate. Chiar în cuvântul meu o să avem poliție locală. Așa? Să fim foarte atenți la examen, la concurs, pe cine avem, pe cine punem. N-am nimic cu pensionare, dar dacă totuși ai ieșit la o pensie și dacă totuși ai spus că, domnule, ies dintr-un aparat al Ministerului de Interne ca să mă exprim mai bine, stai la pensie, lasă și al tânăr să profeseze, lasă și prietenă. Și atunci când nu avem locuri de muncă, n-am nimic. Dar, de fapt, majoritatea, cred că, nu spun, dar 15%, pe puțin, sunt ocupate din pensionari care au pensie extraordinare. Și urmăresc exact o lege ca să obțină pensia și după aceea stai când mai stau o lună, două și zic, am venit iarăși pe un post bine mersi care îmi vorbim să fie de un lege. Da? Corect. Încă n-am terminat. Eu sunt de acord cu chestia asta, dar totuși îmi cer scuze la domnul Sandu pentru că am zis, dacă ați făcut acest salariile astea, ori îl votăm cum a fost, ori îl modificăm de la la zi. Cum putem să fie fiecare consilier să hai să ne ia... Nu să vă propunerea noastră. Le aprobăm în ședința de consiliu. Deci, pe aprobăm cum a fost, modificăm, dar pe zi durată. Deci, nu știu, ca să avem aparul un pic de tot ce se întâmplă. Dacă îmi dați voi, acești coeficienți le-am dezbătut împreună cu administratorul, cu doamna Medrușcă, și avizați, este avizat de dumneai, mi-a zis că dacă mai sunt, când aprobați în ședința de Consiliu, mai sunt discuții pe marginea acestui subiect, îmi aduceți la cunoștință și îi mai analizez o dată. Iar vis-a-vis de pensionarii care sunt găsiți la Ministerul de Interne, bănuiesc că nu mă tăriți ca un pensionar care vreau să mă angajez. Nu, pe post sub nicio formă. Nu la ideea asta. M-am referit la altceva pentru că Zora Mâineșu spune de polițiști care lucrează pe funcții.
Da, păi, da, păi Moineștiu are un alt buget. Da, și asta am vrut să spun. Deci fiecare, fiecare dă socoteală pentru ce își face. Ce-am gândit eu, să mă lăsă și faptul ca să lucreze și alții. Domnul consilier. Nu, aș vrea să vă întreb doamna contabilă. Deci aici, salariile, afară de spor de vechime, cum îi ziceam mai înainte, nu? Da, da, da. Hai, asta am vrut să știu. Deci în începător, nu poate să iei, că am, gata, am, mi-a plăcut să spun. Dar cum mai dorești ce să de bază, 1450 da, da, plus. Să adaugă sporul de... Să adaugă, la 3-5 ani, să adaugă... Am înțeles de la doamna contabilă. Dar nu-i cadru și cadrul meu. Nu, 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 nu. S-a tot uitat. Eu nu sunt de acord aici, eu, cu la dumneavoastră. De aici, încolo, de la administrator sau primar sau viceprimar, la secretar asta, și la secretar, nu avem tot cum. Dacă mai se prinde, nu mai pare așa ceva, știu eu. Dacă mai dorește cineva să... Nu mă pricep, n-a lucrat în contabilitate. Da. Doamna Anică e făcută. Trebuie gândit foarte bine. E vorba de bani. Noi ne-am întâlnit comisia, am aprobat. Nu putem ajunge la maximul în fond de situația în care am fost și încă ne aflăm. Deci să nu regretăm mai târziu cu ajungem în incapacitate de plată sau maxim. N-avem. Nu-i de unde. Să vă spun sincer, lucrez de atâția ani, vin și la noi grile niciodată. Tot timpul a fost calea de mine. Deci n-am. Deci gândit de acum. Da. Mulțumim frumos. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul Cosmin Moise. Da, într-adevăr, nu se poate ajunge chiar la maxim la toată lumea, toți am vrea, ar fi bine pentru toată lumea, dar situația în care ne aflăm, bugetul care este alocat, cum a spus și doamna Nicu, eu zic că calea de mijloc e cea mai bună, decât mult la puțin, mai bine puțin la mai mulți. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Păi stați ca să fim înțeleși. Da, bine, că noi am dat pentru fiecare parte. Adică, da. Să fim înțeleși care-i treaba. Exact cum a spus doamna și bine zis și domnul, care de mijloc. Adică să nu-i neîndreptățim pe alții, și pe alții se... Asta a fost. Dar legii se fie acolo așa, să nu fie discriminare, să fie inegalitate, să fie inegalitate. Dacă considerați că există vreo discriminare, discutați-o acum, adică să o discutăm în altă parte. Credeți că este discriminare sau a stat alte... Nu, dar eu mă refer aici, la domnul Neamțu. Uitați, dacă îmi permiteți, eu am primit o adresă din partea domnului primar care să lucreze cu eficiență în sensul de poziție locală. Și la mine este ca de următorul 2.80. Deci înseamnă că o chestie pe parcurs s-a întâmplat în care eu de la 2.80 cobor la 2.60. Da, cu 13. 267. În prezența de Consiliu, discutați-o. Deci, deci eu vă comunic că acest coeficient la comună de 3, cum sunt eu, este unic în România. Deci toți secretarii au coeficienți de 2.90 și... Dar eu vă spun că este cazul unic în România, cu 2.60. Eu vă spun cum este niciun... Cum a fost gândit? Nu. Nu este niciun caz unic. Noi toți am vrea. Poate și dumneavoastră ați vrea 15 sau 20% din indemnizația primarului. Dar nu se poate. Deci sunt, deci m-am interesat și în alte localități. Sunt într-adevăr unde o trebuie să aducă secretarul la coeficient să nu depășească vicele primar. Dar din cauza că poate au avut 58 sau 60 de milioane, trebuie să-l aducă la 50 sau la 43, sau depinde de gradul comunei. Că sunt comune cu coeficient 3, sunt comune cu 3,5, cu 4, cum e Bacău. Bacău, coeficientul viceprimarului este 8. Vă dați seama ce se întâmplă acolo, la coeficient 8, la coeficient 8 ori 1450, 110 milioane. Vă dați seama unde se ajunge cu salariile? Deci, așa cum a zis domnul vice, legea asta, să nu zic altfel, dar este o lege incompletă. O lăsat la mâna autorității locale, primar, consiliul local, să asume răspunderea. Nu. Trebuia atât Ministerul Muncii, cât și Guvernul să se asume, să facă o grilă, să facă un coeficient pe fiecare funcție în parte. Nu să arunce pisica în curtea noastră. Acum, care se supără, care îi pare bine, care... Deci, vă dați seama că la consilierii superiori
Le-am tăiat câte, aproape 2 milioane la o parte dintre ele, o parte 500, la o parte... În funcție de cât au fost, cât au avut salariul înainte. Și cam toți. Și cam toți. De superiori, în afară de cela, la ei s-au adăugat 53 de lei sau nu știu cât. Eu am trebuit să mă duc cu salariile, să le alimiez, să plec de undeva și să ajung să fie, să fie ilegal. Nu vreau să dau cu subsemnatul. Iar coeficienții sunt făcuți împreună, stabiliți împreună cu administratorul, care este desemnat din instanță. Noi încă suntem comună cu un statut de comună în insolvență. Așa este, nu vreau. Dar uitați, sunt comune care au dat coeficient 3.04. Deci acest coeficient la secretar de 3.04, deci o comună care are viceprimarul 3.5. Deci vă dați seama, 20 îs 46 de... 0.46. Deci mult, mult, mult mai mic. Aici dumneavoastră discutați, dumneavoastră stabiliți, dumneavoastră... Eu aduc la, o să aduc la cunoștința administratorului și asta e situația. Dar noi discutăm, scuze, noi discutăm, dar avem o grilă făcută în față care... Deja discutăm unesc cu administratorul public. De... Da, este discutat. De asta este ședința de Consiliul Domnului Consiliu. Și domnule, să mă discutăm. Dumneavoastră hotărâți. Și principiul ăsta la baza de la 280 propunere la 267. Era bine de... Nu știu. La nu, dar, știu. Ce scuze pe de la dar doamna administrator sau care ziceți? Vă spun eu. De ce mi s-a spus de aici, a făcut doamna? Dar eu nu știu ce i s-a spus de aici, dar trebuie să vină la tot planul aici, mai ales acum, într-o ședință de Consiliu, așa, părerea mea, nu știu dacă e bună, așa, să ne spună și nouă, comuna asta mai e mult în insolvență? Nu depinde de unde e aici, depinde de instanță, când sunt promoții în stanță. Nu știu, nu dumneavoastră nu vedeți ce se întâmplă în țară? Păi da, dar și pe procurorul sau ăla, eu cred că îmi cer scuze. Dumnezeu sănătos. Judecător. Păi noi ne vrei sănătos, de ce la procuror, deci președintele Consiliului de Țară. Dar ce-am făcut noi? Ceea ce am făcut se vede, nu? Dar l-am făcut, n-am furat nimic, n-am... Categoric. Păi dar nu, dar trebuie adusă și dânsa aici, să discutăm și cum le-a făcut dânsa. Dom'le, dar cât îi țineți așa? La ce tot prelungim treaba? Nu cer. Și chiar știu că judecătorul. Nu e o chestie de logică aici? Asta e instanța în România. Da, bine. Ca să nu mai arată. Da, haideți că... Da, scurtim, da. Păi ce facem? Noi golim veseria, că ca să ne umplim buzunarul în frunanță, și face Dumnezeu cu mila. Trebuie să fim de grilă. Deci, așa cum umflăm salare, și să vă mai și face nu uităm la bună. Vreau să vă mai spun un singur lucru. Acest coeficient care am votat astăzi dumneavoastră, nu este al neamțului, este a funcției. Deci, ce să nu pot să fie al secretarului? Deci, eu mâine poate nu mai sunt. Apoi, dumneavoastră, ce o să faceți? O să vină cu apă, eu trebuie care să marmurați coeficientul? Deja, automat, de-abia atunci se vede pe față discriminarea și în fața realitatea. Nu știu, mi-a vrut cu coeficientul scris în grila. Da, s-a supus la vot, din câte știu. Ce supus la vot? Păi cum, s-a supus la vot? Ce au rămas la vot sau nu? Nu! S-a supus la vot. Dar ce s-a? Cum? Și de la auditor. La cele trei funcții. Cât ar fi diferența între ele? Am acoperit ce s-a pus în plus la domnul Nelușcă? Sau ce se pune dacă le-a fost? S-a acoperit. S-a acoperit. S-a acoperit. Nu am putea lăsa nici pe da, până la depinde. Dacă luăm de la auditor, să acoperim la domnul Merlușcă și să rămână a domnului secretar tot 2,8. Cum considerați dumneavoastră? Nu vreau. De ce vreau nici să mă influențeze? Nici să... Nu pot să nu la dar a fost gândit când le-a scris aici. Cum? De asta e ședință, de asta aprobăm, de asta... Apăpere la doamna. Iar problema cu... Că nu semnează, că nu știu ce... Cu ce s-o mai 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 eu, de exemplu, că trebuie toate matinale, am ședință, sunt semnate de mine, ca proiect de hotărâri. Care poate și ce este, sunt semnate de mine. Dar pe coeficiență care am discutat.
Deci ideea este că poți să fii coeficientul, să poate micșora, să poate să facă coeficientul și 2. Deci nu e un caz penal. Deci nu aruncăm discuția în altă pancă, da? Ăsta e coeficientul care s-a stabilit. Deci eu sunt obligat să nu-i dau unui funcționar venituri salariale mai mult de coeficient 3 cât are viceprimarul. Asta nu contează că e administrator public, că e secretar, că e auditor, că e consilier superior sau o femeie de serviciu. Înțelegeți? Iar chestiile astea cu forțatul mâinii, cu încercat să denaturăm puțin, n-are niciun suport legal. Deci aici dumneavoastră faceți un considerat. Dacă considerați să-i lăsăm 2,8, îi lăsăm. Și considerați că diferența de 1 milion și cât e acolo, o putem să compensează cu auditul, eu n-am nicio problemă, dumneavoastră hotărâți. La funcția de 267 câte? 300? 3800? 872. 8, 7, iar 15, 8, e bine. 188 de lei, diferența. Noi n-am denaturat nimic. Noi am respectat ce scrie lucrul. Bănuiesc că le-ați gândit, le-ați scris aici. Eu le-am gândit. Deci eu le-am gândit și le-am gândit de o săptămână tot gândesc. Le tot gândesc și le-am tot luat de aici și de acolo. De asta am și lăsat în ultima zi, din cauza că am văzut că această lege e o lege controversată. Și o să vedeți dumneavoastră câte discuții o să fie pe marginea acestei legi. Să vedeți câte discuții o să fie pe posturile de televiziune în următoarele săptămâni. Din cauza că este o lege anapoda și nu o să fie sustenabilă. Din cauza că, vă dați seama, noi avem, câți avem în organigramă? 20 de posturi sau cât? 21. Dar vă dați seama cum e municipiul Moinești și 500, ce face acolo? Sau cum e Bacău? Și Bacău are coeficient 8. Unde duce salariile astea? Da. Ce face cu ele? De unde ia? Că trebuie să iei. Deci ca să... Păi poate și domnul Bogdan ar vrea să aibă o vilă cu 7 etaje, dar el atât are bugetul. Nu poți să faci decât... Sau poate mă dar vrei să mergi cu eu ultimul tip, dar dacă atât se poate. Deci este un buget, nu poți să-l... Cum considerați așa facem? Și contează și părerea dumneavoastră. De-aia fără discuție. Deci nu că-i bătut în cuie. Dacă dumneavoastră considerați să rămână la 2,8, n-am nimic împotrivă, frate. E bine, e bine. Supunem la vot. Supunem la vot. Deci cine este pentru 2,8? Deci 2,8. Și bă, nu stai de acord? Deci hai să vă mai spun, să vă mai spun o serie de lucruri. Cum e? Deci în conformitate cu anexa 8, domnul Cercu, vă rog frumos, deci în conformitate cu anexa 8, capitolul 1, litera punctul 3 și capitolul 2, litera punctul 4, nomenclatorul și ierarhia funcțiilor de conducere și execuție în anexa de funcție următoarea. Nu este stabilit de mine, este stabilit de lege. Și la funcții de conducere, începe funcția cu nivelul superior, secretar unității administrative teritoriale. Are cineva mai mult ca dumneavoastră? Ba da. Cine? Nu știu, că n-am primit cifre. Nu știu, văd, urmează să văd. Dar le-ați avut în față, trebuia să le faceți, trebuia să vă implicați la stabilirea coeficienților. Deci, directul general, care să mai ce am... directul general, acum, ca să știu, deci asta este ierarhizarea. Deci acum, asta putem să stabiliți... Deci ăștia, toți trebuie să aibă sub vicele primare. Deci toți ăștia trebuie să aibă sub vicele primar. Cum spune în lege, fraților. Deci dacă spune în lege, dacă spune în lege că să ai 2,5, eu nu trebuie să depășesc 2,5. Dar și bine, asta e făcut de bine, nu depășește. Nu depășește, normal. Noi am vrut să vin, domnul secretar a zis că e unica în România. Vă spun că sunt care îi mult mai puțin au decât domnul secretar. Deci 3,04, uitați-o, a fost-o de pe internet ca să nu caut tot felul de discuții. Da, are secretarul sub vicii. Nu prea-s discriminator. Dar este dreptul febrilor, deci eu ca preparator și ca salariat, după ce am dreptul meu de a face toate demersurile. Da. Bun. Haideți să ne înțelegem. Deci... Domnul Sandu a spus cu... S-a pus la sol. Da, poftim. Da. Noi în comisie am stabilit niște cifre. Eu, unul personal, merg cu cifrele care le spunea Sandu, alea le-am discutat, alea le-am calculat. Acum fiecare cumpere. Eu, unul cu aia.
Bun. Cine este pentru coeficientul stabilit? Stabilit. Propus. Propus. Pus în discuții de neasamblu. Deci e 8 cu 3, da? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu mă abțin, dar... Bun. Dar nu știu. Trecem la următorul punct al ordinii zi. Deci unul să se împotrivă domnul Popa și doi se abține. Cerbuș cu domnul... Domnul Popa împotrivă și domnul Cerbuș cu domnul... Nu se poate vedea. Din punct de vedere normal și din punct de vedere legal. Eu vreau și pot. De asta am întrebat-o pe doamna. Că aici nu o să fie unul nu angajat, s-o să iei salat pe mine. Chiar și doamne, că noi mergem după ideile vechi. Păi de asta nu este adevărat, domnul. Păi tocmai de asta s-au stabilit acest coeficient. Numai că nu trebuiau stabiliți de noi. Deci nu trebuia să-i stabilim. Dar punem oameni în competență. Păi, coeficiențe astea trebuiau stabiliți de Ministerul Muncii și să se asume guvernul treaba asta. Da, s-o revenim, mă cer, dar nu o să revenim la legile astea pe cuvântul meu, să vedem că sunt 3-4 zile, că se duce haos, nu o să fie bani în toată țara. Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Deja până în decembrie, să vedem că... Nu știu eu. Haideți, vă rog frumos, să revenim la ordinea. Să revenim la ordinea zilei. Eu, părerea mea, că dânsul e secretarul comunii, așa, să fie la 28. Domnul, nu faceți discriminare. Asta e părerea dumneavoastră, s-a supus la vot. Da, bineînțeles. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registru agricol pe semestrul 1 al anului 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Aviz Comisiile Reunite. Domnul Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul în forma prezentată. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. De raport de specialitate, raportul de hotărâre privind analiza statului de înscriere a datelor în registru agricol pe semestrul 1 al 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității acestei activități. Compartimentul registrului agricol funcționează în subordinea directă a secretarului și prima comunei adioare. Activitatea compartimentului este asigurată de un funcționar sub consilier superior în funcție de execuție. Aici așa, pentru că mai am trecut temeiul legal, deci ca să știți, semestrea trebuie aprobat. Deci semestrul 1, deja noi am făcut pentru semestrul 1 și avem și un program de măsuri care se pot să vă citesc la se va efectua afișajul și înscriptarea populației cu privire la procedura și termenului de înregistrare în registrele agricole și în același timp se va continua verificarea în teren a corectitudinii înscrierii datelor pe baza declarației date de cap gospodărie, iar în lipsa acestora unui membru major al gospodăriei și de către reprezentanțe legați a unităților cu personalitate juridică. În termen permanent, răspundem doamna Cera. Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol, referitoare la terenul barcă din la mijloace de transport ori bunuri, deținute în proprietate sau în proprietate de portat, să conducă la modificare de fără impozite și taxe locale pe dosul de codul fiscal. În plan public poate privi completarea și ținerea datelor din registrul agricol are obligația de a comunica aceste modificări și compartimentelor de resort, în afară de specialitatea primară. Îi răspunde doamna Franu Marcina. Luarea măsurilor pentru asigurarea împotriva degradării, distrugerii sau sufragerii registrului agricol, se suporte de timp, trecută pentru furnizarea datelor de registrul agricol cu respectarea vederilor de legi. Se răspunde neamnă și cu Franu Marcina. Cam atât. Mulțumim domnului secretar, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de înregistrare a datelor în registrele agricole ale Comunei Ardeoare. Aviz Comisiile Reunite, domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia propune adoptarea în formă rezultată executivă, avizând favorabil. Favorabil, dau cuvântul domnului secretar pentru a reprezenta raportul de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 1 al legislației din ordonanța 28/2000 privind completarea de legislație modificată și completată prin legea 54/2016 Consiliul Local,
la propunerea primară aprobată prin hotărârea modului de întâlnire a registrului arbitru pe suport de răspinsă, în format electronic potrivit capacității administrative de care dispune. În privirea celor arătate mai sus, sunt îndeplinite condițiile de necesitate și oportunitate cu privire la aprobarea de stabilire a modului de înregistrare a datelor registrului arbitru comunei arătate pe suport de răspinsă și în format electronic. Urmând ca de la 1 ianuarie 2018, înregistrarea datelor să se facă doar în format electronic. Mulțumim, domnule secretar, dacă sunt discuții. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 30.06.2017. Aviz Comisiilor Reunite. Doamna Anica Gabriela, președinte a Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia avizează favorabil proiectul în forma prezentată. Dau cuvântul, aviz favorabil, dau cuvântul doamnei Cernan Narcisa pentru a ne prezenta raportul de specialitate. În conformitate cu prevederile articolului 49 alinia 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, în lunile aprilie, iulie, octombrie și pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului unitatea să nu înregistreze plus restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte să fie mai mare decât zero. În continuare, vă prezint spre analiză execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare, pentru trimestrul al doilea al anului 2017, conform propriei de execuție al bugetului local la 30 iunie 2017. În cadrul secțiunii funcționare, veniturile constau în impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare, plan conform bugetului 4.000 lei, încasări la 30 iunie 1845, realizat 46,13%. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, plan 348.000, încasări 356.249,58, reprezentând 102,37%, din care cote defalcate din impozitul pe venit, plan 200.000, încasări 204.243,58, realizat 102,12%. Sume alocate din cotele de facate. Sume alocate din cotele de facate din cost provenit în echilibrarea bugetelor locale, plan 148.000, încasări 152.006 lei, reprezentând 102,71%. Impozit clădiri persoane fizice, plan 30.000, încasări 34.453, 114,84%. Impozit pe clădiri la persoane juridice, plan 24.000, încasări 31.729, reprezentând 132,2%. Impozit pe terenuri de la persoane fizice, plan 50.000, încasări 59.014, reprezentând 118,03%. Impozit terenuri persoane juridice, plan 5.000, încasări 6.782, 135,64%. Impozit teren extravilan, plan 50.000, încasări 55.399, 110,8%. Taxă judiciară de timbru și alte taxe de timbru, plan 2.000, încasări 497,85, reprezentând 24,89%. Alte impozite și taxe pe proprietate, plan 1.000, încasări 2.300, reprezentând 230%. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, plan 827.000, încasări 641.517, reprezentând 77,57%. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, plan 12.000, încasări 12.000 și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 183.000, încasări 183.000, reprezentând 100%. Impozit asupra mijloacelor de transport în țările de persoane fizice, plan 50.000, încasări 55.996, reprezentând 111,99%. Impozit asupra mijloacelor de transport în țările de persoane juridice, plan 4.070, încasări 5.172, reprezentând 127,08%.
alte impozite și taxe, plan 12.000, încasări 7.596,5, reprezentând 63,3%, venituri din concesiuni și închirieri, plan 2.000, încasări 1.496, reprezentând 74,80%, venituri din prestări servicii, plan 6.000, încasări 2.363, reprezentând 39,38%, alte venituri din prestări servicii, plan 1.860, încasări 359, reprezentând 19,3%, taxe extrajudiciare de timbru, plan 5.110, încasări 591, reprezentând 11,57%, venituri din amenzi și alte sancțiuni, plan 60.000, încasări 61.911,18, reprezentând 103,19%, taxe speciale, plan 40.000, încasări 54.270, 135,68%, vărsămite din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, plan, minus 133.000, vărsămite efectuate, minus 34.274,23, reprezentând 25,77%, sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare, plan 0, încasări 15.205,55, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, plan 9.000, încasări 8.978, reprezentând 99,76%, sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, la 32.040, încasări 0, realizat 0%. Totalul veniturilor secțiunii funcționare prognozate în buget pentru trimestrele 1-2 ale anului 2017 a fost în valoare de 1.625.080 lei, încasări efective 1.564.450,43 lei, reprezentând 96,27%. Cheltuielile secțiunii funcționare constau în cheltuielile ale autorităților executive, plan 664.180 lei, cheltuieli efective la 30 iunie, 410.614,03 lei, reprezentând 61,82%, din care cheltuieli de personal, plan 385.680, cheltuieli 320.605, reprezentând 83,13%, bunuri și servicii, plan 278.500, cheltuieli 90.009,03, 32,32%. Transferul din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap, plan 16.000, cheltuieli efective 13.296, reprezentând 83,10%. Protecție civilă și protecția contra incendiilor, cheltuieli de personal, plan 3.990, cheltuieli 3.964, reprezentând 99,35%. Învățământ, plan 571.650, cheltuieli efective 484.431,47, reprezentând 24,74%, din care cheltuieli de personal, plan 492.950, cheltuieli 458.509, reprezentând 93,01%, bunuri și servicii, plan 71.020, cheltuieli 17.033,59, reprezentând 23,91%, asistență socială, plan 17.000, cheltuieli 8.888,88 lei, reprezentând 52,29%, plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, plan minus 9.320 lei. La cabine culturale, bunuri și servicii, plan conform bugetului 910 lei, cheltuieli efective 798,76, reprezentând 27%. La asistență socială în caz de invaliditate, cheltuieli de personal, plan 57.560, cheltuieli 42.613, reprezentând 74,03%. Asistență socială, plan 124.610, cheltuieli 105.795, reprezentând 84,9%. Ajutor social, asistență socială, reprezentând ajutorul acordat pentru încălzirea locuințelor, plan 9.000, cheltuieli 8.978, reprezentând 99,76%.
La capitolul Iluminat public și electrificări rurale, bunuri și servicii, planul conform bugetului este de 32.500 lei, cheltuielile efective 13.024,49 lei, reprezentând 40,08%. La capitolul alte servicii, în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, bunuri și servicii, plan 82.040 lei, cheltuielile efective 6.460,3 lei, reprezentând 7,87%. La capitolul salubritate, bunuri și servicii, plan 61.280, cheltuielile efective 37.370, reprezentând 60,98%. Iar la capitolul transportul, drumuri și poduri, bunuri și servicii, planul conform bugetului este de 448.650 lei, cheltuielile efective 19.285,62 lei, reprezentând 4,30%. Totalul cheltuielilor secțiunii funcționare conform bugetului au fost de 2.072.370 lei, cheltuielile efective 1.146.630,67 lei, reprezentând 55,33%. Excedentul secțiunii funcționare înregistrat la 30 iunie 2017 este în sumă de 417.819,76 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, veniturile constau din vărsăminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare, unde planul conform bugetului a fost de 133.000, încasări la 30 iunie 34.274,23, reprezentând 25,77%. Și sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, plan 0, încasări la 30 iunie 101.461. Total venituri ale secțiunii dezvoltare, conform bugetului, plan 133.000, încasări efective 135.735,23%. Cheltuielile secțiunii dezvoltare, la învățământ, cheltuieli de capital, planul a fost de 60.000 lei, cheltuieli efective la 30 iunie 28.710,81 lei, reprezentând 47,85%. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, plan pentru cheltuieli de capital 90.000, cheltuieli efective 86.632, reprezentând 96,26%. Cheltuieli de capital la capitolul drumuri și poduri, plan 384.790, cheltuieli efective 20.392,42 lei, reprezentând 5,30%. Totalul cheltuielilor secțiunii dezvoltare, conform bugetului, au fost în valoare de 534.790 lei, cheltuieli efective la 30 iunie 135.735,23 lei, reprezentând 25,38%. Mulțumim doamnei Cernat. Dacă sunt discuții. Domnul Sondru. Da. Am ascultat foarte mult. Cu atenție. Execuția bugetară la 30.06.2017. Atau foarte pe scurt. Stați foarte bine cu încasările, văd că peste 100%, chiar aproape în unele locuri. Da, mai sunt care trebuie să vină să aducă bani. Dar atâta asta vreau să vă întreb dacă la impozitul pe clădiri și pe terenuri mai sunt care eu cunosc, nu pot să vă dau nume acum, care nu au plătit nici un an din urmă. Este eliberat, da? Da, nu am. Deci mai sunt, da? Da, sunt. Le-ați comunicat cu înștiințare, plată și așa mai mult. Urmează să stabilim și plafonul de care vom publica listarea stanțierilor pe pagina de internet. Deci până acum a fost o problemă când am fost cu spate pagina. Și conform legii vom proceda și la publicarea listei debitorilor pe pagina primăriei. Știu, poate va mai avea și asta vreo influență. Totuși vreau să vă spun că procentele astea la încasări putem să le considerăm puțin efective. Eu am zis că asta s-a făcut un calcul. În sensul că eu dacă aș lua o situație a debitelor restante, procentul la încasări ar fi mult mai mic. Așa. Dar mie îmi impune legea bugetului, deci în momentul în care
încasare, eu 2 ani consecutiv nu am realizat un grad de încasare de peste 96%, eu nu pot să fac propuneri în buget decât la limita încaselor din anul precedent. Deci, spre exemplu, eu pot să am un buget 60.000 prevăzut la impozit clădiri persoane fizice, pentru că atât am încasat anul trecut, iar de fapt și de drept eu pot să am de încasat 200.000. Dar nu sunt prevăzuți în buget pentru că nu avem un grad de colectare și cred că nu-l are nimeni. Nu cred că este posibil să ai un grad de colectare de peste 96%. Deci, îți impun legea bugetului intenționat, pentru că altfel ne-am permis să... Am înțeles. Dar nu, unii din ei nu sunt conștienți cât plătesc penalitate, mai ales la an la an. Dacă mai dorești cineva să ia cuvântul, domnul Popa. O singură întrebare pentru doamna contabilă. Puteți să ne spuneți ce încep în sectorul 2 de 7.000 la domeniul cultural? Întreb deoarece nu au fost activități culturale. Da, da, vă spun. Deci, la Căminul Cultural, prevederile au fost de 910 lei, iar cheltuieli 798,76, care reprezintă energie electrică, dar unde vă spun că facturile sunt modice, să zic că vine un leu pe factură. Iar 700 și ceva de lei a costat la asigurarea Căminului Cultural. Mulțumesc frumos. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și autorizarea lucrării amenajare șanț de la Floarea Dumitru la Olarul Costache, Ardeoani, și amenajarea șanțului cu rigole carosate de la Munteanul Nicolae la Munteanul Dumitru de Muntenești. Aviz Comisiile Reunite. Domnul Matadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite avizează favorabil raportul în formă prezentată. Dau cuvântul doamnei Gerasimescu Luminița pentru a reprezenta raportul de specialitate. Raportul de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea executării lucrării, amenajare șanț de la Floarea Dumitru la Olarul Costache, Ardeoani și amenajare șanț cu rigole carosate de la Munteanul Nicolae la Munteanul Dumitru de Muntenești. Având în vedere prevederile ordonanței de urgență numărul 28/2013 și privind aprobarea programului național de dezvoltare locală, care stipulează că dezvoltarea durabilă a spațiului rural și urban este indispensabilă legată de îmbunătățirea condițiilor existente și a serviciilor de bază prin dezvoltarea infrastructurii, precum și faptul că actualul cadru legislativ nu asigură suficiente mijloace de intervenție la nivelul autorităților centrale și locale, care să sprijine îmbunătățirea infrastructurii amânarea adoptării unor măsuri imediate ar avea consecințe negative în sensul perpetuării lipsei de resurse la dispoziția autorităților publice și accentuării efectelor negative pe care criza internațională actuală o are asupra domeniului de activitate economică din România. Având în vedere prevederile articolului 44 alineatul 1, articolul 46 alineatul 2, litera C din legea 273/2006 privind finanțarea publică locală cu modificări și completări de ulterioare, care stipulează documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, al căror finanțare se asigură integrat sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, având în vedere indicatorii tehnico-economice a investiției, amenajare șanț de la Floarea Dumitru la Olarul Costache, Ardeoani și amenajare șanț cu rigole carosabile de la Munteanul Nicolae la Munteanul Dumitru de Muntenești, este de competența Consiliului Local să aprobe proiectul de hotărâre mai sus menționat, conform prevederilor articolului 36, alineat 2, litera B, alineat 4, litera 3 și articolul 126, legea 215/2001, principalii indicatori tehnico-economici a investiției conform proiectului tehnic elaborat sunt valoarea totală a investiției plus TVA-ul este de 229.472,66 lei, din care C plus M, adică construcții plus montaj, inclusiv TVA-ul, 197.220,33 lei. Față de această situație, supunem aprobării Consiliului Local Ardeoan cele mai sus menționate, adică lucrarea și lucrarea. Mulțumim, doamne Gerasimescu. Cine vrea să se ia cuvântul? Domnul Popa. Am ascultat materialul prezentat de doamna Gerasimescu. Suntem de acord cu acele șanțuri supune. Numai rugămintea ar fi
când vine constructorul, să-i puneți în vedere, să facă în așa fel șanțul, să dea o pantă corespunzătoare, ca apa să circule pe șanț. Spun asta deoarece pe ulița în sat, ulița de la Vial, avem două șanțuri și apa circulă prin mijlocul drumului. Deci s-a făcut chiar cratere, deci. Chiar la Ticu Simon, acolo, dacă o să mergeți să vedeți, deci s-au făcut cratere și au făcut poze. Șanțurile sunt uscate. Deci nu circulă apa pe șanț. Deci călduim sume imense pe șanțuri și drumurile, nu o să le protejăm, se distrug. Deci o atenție deosebită pentru constructor, nu faci șanțul, dar să are pantul la drum ca apa să meargă pe șanț. Mulțumesc. Acolo la Ardevan și la Leontenești, unde sunt șanțuri și curge apa pe drum, știți, pe ce a plouat, acum o să vină cu balastrarea, în ce stadiu ești? La faza autorizare, la deci cu balastrarea drumului, dar suntem la faza de autorizare, la Consiliul Județean. Normal că o să vină bombate drumurile. Poziționarea geografică a comunului știți că ne dezavantajează. Că drumurile fiind în pantă, venind atâta apă, normal că se spală. Astea sunt drumurile. Când o să vină asfaltul, nu o să mai sperie. Da, având două șanțuri, apa trebuie să cimui pe șanță. Da. Avem utilaj, acum nu avem utilaj. Asta e dirijăm un pic. Nu, dar când plouă sau după ce plouă, se poate dirija un pic apa, se pune pe șanță. E simplu. O să vină, o să vină balastrare. Eu cred că, eu știu, într-o luni de zile, cred că o să ne apucăm de balastrare. Așa cum o spui. Deci n-are rost să facem lucrarea de mântuială, că mai durează o săptămână, două sau un de zile maxim și începe balastarea. Atunci... Domnul Vici, după fiecare ploaie, apa circulă pe drum. Deci avem utilaje și putem să dirijăm un pic apa, să putem da, și știți care este problema? Problema este că banii ăștia, deci pentru balastare drumuri, sunt rămași din sumele alocate anul trecut prin hotărâri de guvern pentru refacerea infrastructurii canalitate. Știi, deci, după frața, deci lucrarea aia noi trebuie să facem autorizații de construire. Deci, nu vă sensul să cheltuim noi niște bani din buget local, pentru că noi banii ăia îi avem un excedent și trebuie să-i utilizăm expres pentru balasare sau unde avem mai aici amenajare, șanțuri, cât este, 2900 de metri. Asta e procedura, trebuie autorizații de construcție și știți ce implică treaba asta. Durează foarte da, mult, exagerat mult. Ce fac de bani, avize, autorizații, e pentru ce am spus eu, nu trebuie niciun aviz. Când plouă, îți dirijăm la bază și șanță, nu pe drum, e simplu. E simplu. Ce? Avem utilaj, avem cu ce? Avem personalul 416 care, de cât se tundă iarba, amenajează un drum acolo. Eu zic că au făcut de treabă ăștia la 416. Au, dar dacă nu-i pune la treabă cu cap și pune să tundă iarba, nu mă dau iarba. Facem treaba cu cap, noi asta așa gândiți, așa spuneți. Dar nu, pe cum să spuneți că nu au timp? Îi trebuie de o zi, sau o oră, sau știu eu, în câteva puncte, domnul vizitor. Mulțumesc. Da, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv, cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării cărții tehnice a tuturor construcțiilor din domeniul public al Comunei Ardeva. Aviz Comisiei Reunite, domnul Rusu Alexandru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisiile Reunite. Da, favorabil. Aviz favorabil, da? Aviz favorabil, da. Dau cuvântul doamnei Gherasimescu Luminița pentru a reprezenta raportul de specialitate. Referat de specialitate, de aprobare întocmirii cărții tehnică a construcției în domeniul public al Comunei Ardeva de Dumnezeu. Urmare adresei în 22.861.2017 a Inspectoratului Statului Construcții, care vizează, conform legii 10.1995, prin calitatea în construcții, activitatea de urmărire a comportării în timp a construcției de timp prin patrimoniu și aparte exploatare, precum și asupra intervențiilor în timp asupra acestora, potrivit articolul 27 litera B și C din legea 10.1995, republicată, proprietarii construcțiilor au obligație principală, păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcțiilor, precum și a asigurarea urmăririi comportării în timp, a construit conform prevederilor din cadre tehnică și din cadre tehnice a următorului construcții de domeniu public. Școala Leontenești, Corpul HB, Școala 1 Ardevan, Primăria Ardevan, Cămin Cultural Ardevan, Școala 1-2 Ardevan, Grădinița Ardevan,
Sara Ardeoan și Podul Ardeoan. Podul Ardeoan, podul Leontenești, nu avem cum să-i facem lucrare tehnică decât după autorizare și după executarea lucrărilor și recepție la finalizare. Deci, de atunci putem să facem lucrare tehnică, implementat nu. Față de această situație, supunem aprobării Consiliului Local Ardeoan cele mai sus menționate. Nu au autorizație, deci va trebui să facem o expertiză tehnică, după care un dirigent de șantier va face o carte tehnică care vedem cum va fi completată. Mulțumim, doamne Gerasimescu, dacă sunt discuții. Domnul Cernu. Nu, reședința 2. 2. A fost grădiniță. Sunt conferiți în domenii publici. Am făcut atelier central, mă țineam. Nu știam care grădiniță. Mă gândeam că funcționează ca grădiniță. Îmi cer spus. Nu, dar momentan așa o pierd în domeniu. A, e așa-i prins în grădinița. Da, fost atelier. Sunt grădini. Da, nu știam care e. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supun la vot proiectul de hotărâre, formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației cadastrale, expertiză tehnică, studiu geotehnic, PTH, DIE, CES, DTH, verificare proiect. Aviz Comisiei de Reunite. Doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Comisia vizează favorabil proiectul în forma prezentată. Dau cuvântul doamnei Gerasimescu Lunița pentru a reprezenta raportul de specialitate. Urmarea prezii numărul 89.737 din 19.7.2017 al Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice Fonduri Europene, Direcția Generală de Dezvoltare și Infrastructură, care ne anunță că în dimeiul articolul 9, linia 2 din Ordonanța de Urgență numărul 28.2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene, numărul 3678 din 17.7.2017, privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumelor alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru județul Bacău în perioada 2017-2020, conform listei aprobate, Comuna Ardeoan beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru obiectivul de investiții de construire port beton armat peste râul Tazlău, Sărat, PDC 178, Comuna Ardeoan, județul Bacău, cu valoare alocată din bugetul de stat de 3.506.877 lei, având în vedere că prin autorizația de construire numărul 221/2005 eliberată de Consiliul Județean Bacău, execuția lucrării a putut fi începută, dar din lipsă de fonduri, ea nu a fost finalizată, datorită fenomenelor hidrometeorologice periculoase, ploi, abundente inundații, a modificărilor legislative din acest interval de timp, pentru obținerea unei noi autorizate de construire a acestui obiectiv, este necesară reactualizarea documentațiilor cadastrale, expertizei tehnice, studiu geotehnic, proiect tehnic, detalii de execuție, caiet de sarcini, documentații tehnice pentru autorizare de construire, verificare proiect. Față de această situație, supunem aprobării Consiliului Local Ardeoan cele mai sus menționate. Deci nu putem, este un pod pe care vom trece noi, copiii noștri și urmașii, deci nu putem să începem pe o documentație veche. Deci trebuie reactualizată, având în vedere că au fost inundații, ploi, deci nu știm câtă rezistență are construcția începută. Deci trebuie începută cu expertizii și toate documentațiile în urma expertizii reactualizate ca să știm cum stăm și ce trebuie făcut. Vă rog să supuneți aprobare. Mulțumim, doamne Gerasimescu. Cine vrea să se ia cuvântul? Domnul Mădan, în urma celor ascultate, constat că, într-adevăr, este nevoie de o reactualizare a expertizei, așa cum a spus și doamna Gerasimescu. Lucrarea este începută de ceva timp, și adică nu chiar puțin. Mulțumim că după atâtea tergiversări, nu știu, din partea cui toți s-au amânat reînceperea acestui pod și văd că a venit și soarele pe strada noastră. Da, mulțumim.
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Da. Sunt de acord cu ce a prezentat doamna Grasăvescu. Vreau să mai repetați o suma care i-a locat pentru mine. Atestul mă împibrează. Deci 3.506.877 lei. Atât. Mulțumesc. Da, cred că este un obiectiv important, cel mai important, aș putea spune. O dat Dumnezeu și s-a rezolvat. După numeroase demersuri făcute de domnul primar la instituțiile statului, s-a rezolvat. Da, dacă doriți, domnul primar. Da. Mulțumesc, am ascultat materialul prezentat de doamna Grasăvescu. Este foarte bine. Este reactualizat de toate autorizațiile, tot ce a spus domnul acolo. Deoarece acești bani care au venit din PNDL și a venit la nivel național, o să știi, sunt foarte bine că acești bani pentru comuna Ardeoan, ca să finalizăm podul, numai că trebuie să ne grăbim. Deoarece acelea vizuri, dacă nu le facem în termen până la 30 noiembrie, acești bani îi pierde. Acești bani îi pierde, dar nu facem în termen. Știm că ne trebuie autorizația. Foarte bine, dacă știți, trebuie să demarăm lucrările ca să avem timp să cheltuim banii, să avem podul făcut. Dacă treci termen, pierdem bani. Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul Cepu? Da, pe scurt, sunt de acord și cu antrevorbitorii mei. Așa este, podul a fost început cu ani în urmă. Trebuie ceva să spună, un specialist să spună, da, într-adevăr, ceea ce o s-o construit până acum este de actualitate și se poate continua pe acele postamente și pe pilonii respectivi. Sau poate trebuie consolidat, deci avem de ce consolidat, sau poate să rămas, sau poate nu sunt buni, sau poate mută podul, poate ce mai zice vreo om. Trebuie să spun ceva, pentru că nu spun un specialist. Da, ce spune, mutăm luna. Cum să spun, știi, mai după fapt? Nu, eu sunt de acord într-adevăr și dacă nu ne grăbim cu chestia asta, știi, cine a lucrat și mai știi, domn primar și vicine și toți care se spuneam cu mai vechi, n-ai cheltuit bani până la șustoanul și o luată înapoi și facem iarăși o luată la zi. 30 noiembrie. Deci dacă nu ne grăbim să forțăm unea cu lucrurile, bă, garantez că ne grăbim. E, nu ce problemă. Sunt optimist, aștept. Și-o trebuie. Dacă mai dorești cineva. Să ne întâlnare am făcut acum. Restul. Da, dar știți, piedici mai sunt, să mai trebuie o hârtie și trebuie să mă întâmplă. Știți, nu mi-a dat, nu mă piedici. Pune un lucru. A doua zi, deci după ce am primit vestea că ne s-au alocat, eu nu mă așteptam să mi s-a aloce suma respectivă. Am și trimis fata la Consiliul Județean, noi avem certificatul cu banii și avizele, sunt în termen. Dar acum cei la Consiliul Județean au zis că, domnule, a trecut timp destul de mult și ar fi bine făcut o expertiză, reactualizat, din cauza că sunt 11 ani de vechi. Avem timp, până noiembrie. Da, au, se chestie, domnule. Da, deja, se lucrează. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3, anul 2017 și a listei de investiții. Adus Comisiei de Reunite. Doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei de Reunite. Comisia avizează favorabil proiectul în formă prezentată. Dau cuvântul doamnei Cerna Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Având în vedere încheierea cu oficiul de cadastru și publicitatea imobiliară Bacău a contractului 3981 din 16 iunie 2017, înregistrat la OCPI cu numărul 7367 din 27.06.2017, pentru finanțarea în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiată de Unitatea Administrative Teritoriale pentru sectoare cadastrale, având valoarea de 54.000 lei, necesitatea suplimentării sumelor prevăzute la titlul 10 cheltuieli de personal în vederea acordării drepturilor salariale conform reîncadrărilor și a coeficienților stabiliți pentru funcționarii publici și personalul contractual conform legii 153/28-6/17, legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice aplicabile de la 1 iulie 2017, necesitatea suplimentării sumelor prevăzute la titlul 70 cheltuieli de capital în vederea realizării obiectivelor de investiții, amenajare șanțe Muntenașul Sorin și amenajare șanțe cu rigole carosabile în zona locuințelor cetățenilor Muntean Năculai și Muntean Dumitru,
necesitatea modificării sumelor reprezentând lăsăminte din secțiunea funcționare către secțiunea dezvoltare și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2017, referatul numărul 775 din 25 iulie 2017 al Școlii Gimnaziale numărul 1 Comuna Ardeoan, prin care solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Prin prezentul raport propun spre aprobare rectificarea bugetului local pentru trimestrul 3 al anului 2017, conformitate cu prevederile articolelor 19, 20 și 49 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, după cum urmează. Buget conform precedentei rectificări din data de 25.05.2017, venituri secțiunea funcționare plus secțiunea dezvoltare 3.033,15 lei, influență conform rectificării propuse astăzi plus 54.000 lei, buget rectificat 3.087,15 lei. Influența de 54.000 intervine la sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, unde bugetul precedent a fost de 32,04.000 lei, buget conform rectificării de astăzi 86,04.000 lei. Total cheltuieli secțiunea funcționare plus secțiunea dezvoltare, buget anterior 3.992,29 lei, influență 54.000, buget rectificat 4.046,29 lei. La secțiunea funcționare, influențele sunt următoarele. La titlul 10, cheltuieli de personal, buget anterior 1.718,85 lei, influență 91,26, buget rectificat 1.810,11, bunuri și servicii, buget anterior 1.266,62, influență minus 49,94, buget rectificat 1.216,68 lei. Transferuri cu caracter general între anumite nivele ale administrației, reprezentând transferul de bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, bugetul anterior 23,54.000, influență 3,36.000, buget rectificat 26,90.000 lei. Și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, buget anterior minus 9,32.000, influență 9,32.000, buget rectificat 0. Influențele la titlul 10 intervin la capitolul 510103 autorității executive, precum am spus, pentru a putea aplica reîncadrarea personalului. De asemenea, am fost nevoiți să suplimentăm suma alocată inițial pentru transferul din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială, întrucât parcă luna trecută s-a aprobat în ședința de Consiliu contribuția noastră pentru finanțarea cheltuielilor persoanelor instituționalizate în centre rezidențiale, care față de sumele prognozate de noi la începutul anului, prin hotărârea Consiliului Județean s-a hotărât majorarea acestora și a fost nevoit să suplimentăm cu suma de 3,36 lei pentru a putea suporta aceste cheltuieli până la finele anului. La capitolul 65.030.2 învățământ, au fost recuperate în cursul anului 2017 9.320 lei, reprezentând sume de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru concediile medicale achitate în anul anterior, fiind nevoiți ca pe parcursul rectificărilor din cursul anului să prevedem această sumă în buget de minus 9,32.000 lei. Ulterior, școala a procedat la restituirea sumelor, ele reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și atunci suntem nevoiți să prevedem suma cu plus pentru ca bugetul rectificat să apară cu sume 0 la titlul 85. La 75000 alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, ar trebui să suplimentăm cheltuielile cu suma de 54.000 lei, reprezentând ceea ce
a prognozat oficiul de cadastru că va reprezenta valoarea cărților funciare care se fac, vor continua lucrările începute în cursul anului precedent. Urmarea rectificărilor la capitolul 84.031 drumul și poduri se modifică valorile următoarelor obiective de investiții. Pentru o refacere infrastructură calamitate pe raza comunii Ardeoane în urma inundațiilor din 25-26 mai respectiv 2 iunie 2016, plan anul conform precedentei rectificări 388.70 influență minus 111.49 plan anul conform rectificării curente 277.21. Amenajare șanț Muntenașul Sorin. În bugetul precedent am avut prevăzut o sumă de 39.000 lei, finalizându-se proiectul pentru obiectivul de investiție. Suntem nevoiți să suplimentăm suma de 50.69.000. Valoarea, noua valoare a obiectului de investiție fiind de 89.69.000 lei. Amenajare șanțuri cu rigole carosabile în zona locuințelor Muntean Nicolae și Dumitru, plan precedent 40.000. Da, vă rog cum o spun, consilier. Drept urmare, se impune modificarea hotărârii Consiliului Local 22 din 30 martie 2017, suma de 518.700 lei, urmând a avea o totală destinații 277.210 pentru refacerea infrastructurii calamitate, 90.000 lei pentru achiziționare încărcător cu cupă, 50.690 lei pentru amenajare șanț Muntenașul Sorin și 100.800 lei pentru amenajare șanță cu rigole carosabile în zona locuințelor cetățenilor Muntean Nicolae și Dumitru. Mulțumim, doamne Cernat, dacă să discuție. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține, cine nu? Trecem la următorul punct al ordinii zi, proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului aferent obligațiilor de plată ale contribuabililor bugetului local Comunei Ardeoane, în vederea publicării listei instanțiilor pe pagina de internet a Comunei. Aviz comisiile reunite, domnul Macatan Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Comisiile reunite aderează favorabil raportul în forma prezentată. Dau cuvântul doamnei Macaran Cristina pentru a reprezenta raportul de specialitate. Raport de specialitate privind stabilirea plafonului aferent obligațiilor de plată restante ale contribuabililor bugetului local al Comunei Ardeoane, în vederea publicării listei instanțiilor pe pagina de internet a Comunei. Având în vedere articolul 162 din legea 207 din 2015 privind codul de procedură fiscală, organele fiscale au obligația de a publica pe pagina internet proprie lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. Aliniatul 2. Lista se publică trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următorul celui de raportare și cuprinde obligațiile fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabilește astfel. În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărârea Consiliului Local. Deci, dumneavoastră, ca și Consiliu, trebuie să propune suma de la care se publică pe lista. Deci, cum v-am spus, organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante. Conform legii? 162, conform legii 207 din 2015, articolul 162 din codul de procedură fiscală. Deci, dumneavoastră, ca și... Sunt finanțele publice, nu știu. Primăria. Nu, deci am citit. Deci, aliniatul 2, litera B, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărârea Consiliului Local. Deci, dumneavoastră trebuie să stabiliți plafonul. De la ce sumă în sus, ca și sumă restantă, publicăm pe lista de stație și pe internet. Da. Nu, dar trebuie să stabiliți un plafon. De la ce sumă în sus, publicăm pe internet, pe pagina... De la 500, 10 milioane, 15, să ținem cont că nu putem să punem același plafon la persoane fizice cu persoanele juridice. Nu se compară cu o persoană juridică care are de plată impozit anual de 3.000 de lei cu o persoană fizică care are un impozit anual de 200 de lei. Da. Da, cine dorește să ia cuvântul? Domnul Cernu. Deci am înțeles ce vorba. Eu nu că nu aș fi de acord, dar cred că o să mă abțin la vot.
Dar vedeți că chiar eu, în persoană, am problema cu amenda. Deci noi suntem într-o instanță. Acum, de 2 ani zile, nu pot să-i plătesc pentru că deja știți prea bine situația mea. Deci e totul altceva. Eu aș vrea să plătesc, chiar aș vrea să plătesc. Am dat voi calculator de câteva la față. Mă, hai să plătesc și eu. Dai chitanță, din indemnizație sau din alte chestii. Dar având în vedere că e un proces pe loc, nu pot plăti de vreo 2 ani sau câte... Vine ziua, că ne dă ia cu acumulează. Nu, domnul, să-mi spune. Păi, că te rugești din stat. Cu amendă. Dar ar fi bine, dar eu știu, poate... Deci, acum rămâne la... Eu nu știu, dacă totuși... Dacă legea ne obligă, într-adevăr, să dăm pe internet, cu chiar am auzit pe o discuție și popor da la bine, pus lista la biserică, de noi care nu suntem singura comună, domnul Ceapă, deci mai sunt și altă comună, vecinii care nu poate să dăm. Dar întreb, nu poți să mă rog, nu știu, eu de la Bograva, nu spune nimic de la putere. Dumneavoastră, ca și Consiliu, aveți în datorie asta să stabiliți în platformă. Deci nu vă supărați, pe cum fără mișto. Lăsând cum am o parte, n-am știut că îl dai pe, să știi toată lumea cât are la titulată. Probabil așa o să-i... Domnul Matani, vă dai capul în voi, vă vorbesc, îmi spuneți când să vorbesc? Nu vă rog frumos, îmi spuneți când să faci și nu vorbesc. Eu am președinte ședință și cu asta vorbesc. Domnul Cernu. Da. Am trebuit. Mulțumesc. Altcineva. Domnul Sandu. Doamna nu prezentează aici întâmplător problemele care sunt. Deci noi de aici trebuie să ne cam ce dat la ce sumă. Nu? Persoană fizică, persoană juridică și așa mai departe. Ei, eu și la cât la 500 de lei. La persoane fizice? Ce la de persoane? Persoane fizice. Da. Fizice. Și cea multe juridice, nu se mai pune problema. De la 1000 de lei, nici nu-i cazul. Nu? Nu. Eu am să-i propun în urmă. Lăsam-o, ce e ce vreau? Păi propunerea 1500 persoane fizice, 1000 persoane juridice. Să ne gândim, asta ar favoriza și nu să-și achite din ei. Adică ar fi un mod de ce să vină să-și achite în datorie. Așa, mai să domnul... După ce reprezentate, am înțeles, cred că destul de clar un lucru. Deci noi nu aici nu stabilim dacă o să se publice, să publice sau nu, ci doar plafonul. Suma. Deci legea e legea. Exact. Deci trebuie să stabilim zi. Plafonul. Da, nu știam legea, aia s-a întrebat la primit. Dar nu, așa organele fiscale au obligația să publice. Au obligație. Deci, din câte am înțeles, nu vorbim de aici. Conform de aici. Hai, eu am așa legea de la acolo. Noi trebuie acolo. Dar aici nici nu am drept. Nici nu am drept. Deci noi trebuie să stabilim plafonul. Acum am înțeles, mai e o problemă. Mai sunt persoane fizice care au și un impozit anual foarte mic. Asta însemna o tergiversare. Dacă eu am 50 de lei pe an, pot să plătesc până ajung la 500 de lei și la un dat o să mă trezesc că penalitățile sunt mai mari decât impozitul. Iar este o problemă. Atunci, nu știu, poate ar trebui 400 de lei pentru persoanele fizice. Mai jos. Bun, părerea noastră. La juridic? La juridic e 1000 de lei. De adevăr, de cei bun. Care persoane juridice au și, mă rog, sunt alți bani. Mulțumesc, da, sunt de acord și eu cu platformul propus de domnul Macadam. Consider că 1000 de lei la persoanele juridice e ok. Doar că la persoane fizice, nu știu, eu tot și-aș coborâ mai jos. Asta, pentru că în felul ăsta am... Am motivat lumea. Bun, opțiunea noastră. 200 de lei. Da, mulțumesc. Doamna Anuche. Nu, asta vreau să spun ce a spus domnul Cosmin. Punem contul media la impozit, domnul să ne comun, puțin sunt care se arăt 400. Ca și persoane fizice? Da, da. Și de asta zic, dacă e mai jos, poate stimula, vor vedem și vor plăti. Așa. Bun, supunem la vot atunci. Ce să vă propuneți? Cu 200 cu 1000, cum spuneți? 200 cu 200 și 1000. Spuneți, nu știu cum propunerii. Na, 200 zice că e ok, dar e o sumă foarte mică, 200. Pentru un contribuabil care are de plătit o mașină sau două sau trei, o casă sau două, deci sumele sunt foarte mari. Dacă n-ai plătit într-o lună sau nu ți-ai plătit impozitul, deci tu poate poți să fii picat. Da, pentru că trebuie să mă întâlnă. Deci aș fi de acord o sumă mai mare. Dacă tot trebuie să faci niște plafoane, e vorba de un plafon. Nu mulți să ajunge acolo, da? Vorbim de niște plafoane. Părerea mea ar fi... Bun, propunerea noastră. 10.000, 1.000 de lei la persoane fizice, 1.000, și 2.000 la persoane juridice. Da. Ok.
este enorm la persoane fizici 1000. La fond, la fond. La fond, da. Până la dar nu, dar. Până. Când ne-a spus că nu vrei anual, deci nu ți-ai plătit anul ăsta, apar. Deci, așteptăm până ajungem la 1000, că așa... Vă dați seama că pentru avoare de 200 de lei anual, ar fi ani de neplată să se ajungă la 1000 de lei. Asta însemna bani de neplată. Deci, nu plătești, chiar dacă nu plătești, internet nu plătești. Vă spun eu, care nu plătești și dar nu plătești. Noi discutăm de plafoane acum, dar nu de cine plătești și cine nu. Deci, nu discutăm de cine plătești și cine nu. Discutăm de plafoane. Părerea mea e un plafon cu 1000 și cu 2000. Bun. Păi, prima dată propunerea de Ozandă. Mai sunt și alte propuneri? Da. Da, da, da. Da, păi, pentru că s-a dat în bani, nu se eu să fie cât mai puțin ca să-i cunoască mai prin internet. Așa se face. Dacă vrea să mă cunoaște cineva, mă mai vine cineva cu o propunere? Dacă nu mai se supune la vot, începem cu propunerea de domnul Ozandă. 500 și copii. Cine-i pentru? Ne-am conformat, mai departe. Alu domnul Moise. Am eu fost cu 400. Cred că da. A, ah, scuze-mă, da. Un pic cam mare. E bun așa, cum a zis domnul Moise și... Bun, atunci... De la de jos. Cum o stabilit domnul Moise? Cum o solicitat domnul Moise? Cine este pentru? 100 cu 200. Nu, 200 cu 1000. Nu, nu, nu. 200 cu 1000, pardon. 200 cu 1000. Da, da, da. 200 cu 1000. Bun. Cine e cu aici? Da, pe cum s-o vădă? Aici. Numărul președinte, de ședință. Mai încă o dată, că n-am fost atent. Bun. Deci avem pentru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da, 8. 7 și... Deci 8 ne-am apăsat. Abține. Abține? Abține? Cum abține? Împotrivă? Nu votează. Împotrivă dumneavoastră, da? Aveți aici. Aveți aici. Da, nu potrivă, dacă nu cum să văd pe șoare, că am propus altceva. Dacă se vede cu 8 și cu 2 el 10, nu? Și ea să rămas 10, sunteți... Păi, 1, să băie 1. 8 pentru... Hai să vedem cine sunt la 10. Am luat 5, deci nu problemă. Păi este o acțiune... Păi iei prenumit și prenumit, domnul secretar. Hai să-i numărăm și clipa cu ceva, să vrea să vezi. Deci e vă pentru acțiune, da? Da, domnul. Domnul Popa. Împotrivă. Și ce a luat domnul Holand? Eu am zis că vă zic domnul, la 2 sau, deci nu. De 9. Deci sunt 9 pentru atunci. 6 sau, da. Bun. Bun. Deci rămâne domnul. Deci rămâne așa de gând. Deci aici s-a supus la vot. Trecem la ultimul punct al ordinii de zi. Adresa instituției Prefectului Județul Bacău, numărul 13.170. Din 12.07.2017, prin care ne cere să prezentăm raportul cu privire la aspectele ce s-au desprins în urma controlului de fond. Dau cuvântul domnului secretar să facă o prezentare succintă a raportului. Deci, noi am avut un control la Instituția Prefectului, cu care a verificat activitatea instituției cu privire la actele emise. Și s-a constatat următoarele. Deci, exact așa, la punctul 10, spune abate sau încălcări ale legislației în domeniul controlat. Ce spune aici, la punctul 1. Primarul nu a respectat unele atribuții expres prevăzute de lege. Nu a prezentat ședinte Consiliul Local informări scrise asupra modului de reducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate Consiliul Local conform prevederilor articolul 63, alineatul 3, litera B, de legea 215. Într-adevăr, sincer să fiu, deci nu s-a știut din chestia asta, nu a făcut-o nicio instituție, dar au spus, spune că nu uite să prezentăm raport. Iar cu această ocazie eu am și făcut această informare care se va duce la cunoștință. Vedeți că aici am trecut, trebuie ilegal și la urmă, ca să știți. Deci, ceea ce privește articolul 63, alineatul 1, litera B, comunic că în data, în anul 2016, Consiliul Local al Comunei Ardealan a emis un număr de 65 hotărâri. Toate au fost duse la îndeplinire de către domnul primar al Comunei Ardealan. Din cele 64 de hotărâri ale Consiliului Local emise, deci acestea nu au fost supuse contestației contenciosului administrativ, adică administrației prefectului. Deci, toate au fost validate. Conformitate cu prevederile legale. Așa, după care, noua măsură pentru transmiterea proiectelor
de hotărâre cu caracter normativ către mass media locală, respectiv la un cotidian local, cu 30 zile înainte de supunerea spre analiză și adoptare, încălcând dispoziția articolului 6 din legea 252/2003, privind transparența decizională în administrația publică, modificați proprietate. Aici despre ce este vorba? Deci noi, cum am făcut astăzi acest dosar de ședință, toate actele, toate proiectele de hotărâri, înainte, regula spune că noi trebuie să le adoptăm cu 30 de înainte, adică să le instrumentăm proiectele de hotărâri, după ce se răspunde, adică să fim favorizate. Noi acești toate proiectele de hotărâri care sunt aici și noi trebuie să vină publicăm la un cotidian, cum vă spune aici, ca să le publice. La un ziar, de exemplu, cum Consiliul Județean are un monitor oficial. Deci noi, ca să facem, să ne transmitem la monitor oficial, trebuie să facem o documentație în care o coadeze înaintare și un dosar în care să ne trimite la postul de publicare. Dar asta, să știți că este contra cost. Deci, eu din câte am văzut monitorul oficial la postul de Sean, nu știu dacă sunt mai mult de toate postul de Sean, dacă sunt mai mult de trei localități care fac acest lucru. Dar probabil că acele, sunt normal că acele localități care transmit, au doar puncte pe ordine de foarte puține. Dar dacă noi, cum avem, de exemplu, dar cu 30 de zile, mi-ar mi se pare corect din cauza că apar foarte multe neprevăzute cu câteva zile înainte de ședință. Trebuie să ții ședință de Consiliu Extraordinară pentru că ai un termen pentru. Păi cum să știu eu cu 30 de zile? Adică, da, trebuie să înainte de ea. Și plus că nu e nicio problemă, cu transparență cred că a fost 100%. Dar mi se pare, ca să publicăm în monitor oficial sau în... Proiectul de act inovativ. Vă dați seama cam cât cheltuim. Nu e nicio problemă dacă aprobăm treaba asta de pune. Nu fac dosar, fac copii și le transmit dacă dumneavoastră considerați că... Dar numai că știți că implică niște costuri aici. Costuri destul de mari. Păi și legal cum? Din discuțiile care le-au... Păi să facem legal până la urmă. Tu până la urmă legal așa faci. Legea spune, dar de exemplu... Ținând la noi cont de faptul că suntem și în Mizovia, se mai putem amâna, mai putem să regalăm. Da, vă știu, dar mi se spune ce-i stai. Cum mai capă? Da, dacă... Păi la observații, la observații ce spune? Observații fără obiecțiuni. Fără obiecțiuni. Acum eu nu mai înțeleg, eu n-am înțeles. Eu am fost în concediu când s-a făcut controlul ăsta. Băi bun, băi, dacă am călcat legea sau am greșit, păi într-o parte spui că am furat și într-o parte spui că n-am furat. Adică cele consemnate nu sunt la vacă atât de grave încât trebuia să spun de domnule... Acolo acum o scurt, că nu știu ce ai încălcat legea aici, că trebuie să dai ce nu știu ce ai. Iar în celelalte cu registre speciale tipizate la fel, deci celelalte sunt proiectate. Am mai fost o chestie care au prins-o ei, aprobarea din hotărârea Consiliului Local, statutul ATER. Deci o prins aici și la punctul 7, se va aproba din hotărârea Consiliului Local, statutul ATER. Dar l-am aprobat în ședința anterioară. Eu, sincer, spun, doamne, nu are, o să mai prins, uitați, eu am proiectul din hotărârea, ne-i făcut deja. Păi, doamne, dar ce vrei, chiar să mă scrie nimic. Dar ce nu fac și ăsta? Și acolo s-a ajuns acasă? Asta e de servici. Ce? Să fie cu noi. Da, oficiul juridic și din teritoriul acela. Da, deci la observații, v-am spus, nu sunt observații, conștiințele Comisiei de Control spune că nu e caz. Da, așa e, trebuie să fie ceva. Da, și ei au spus clar că ați mai dus una conștiință și fost în local. Ceea ce ne-am conformat. Suntem de acord, reformați. Ceva discuții? Privire la raport? Dacă nu? Păi ce? Ce acum ai cum vor? Nu. Nu știu, dacă aveți ceva de... A fost mai înainte. Deci, eu, da, spuneți. Spune. Deci, ce a prezentat domnul secretar, deci fără bani. Da, dar nu public fără bani. Nu sunt publici fără bani. Mai poate că... Trebuie să mai amânăm. Nu, deci raportul ăsta trebuie supus. Deci raportul trebuie prezentat. Trebuie prezentat, trebuie să... Trebuia să... Dai citire la tot, ca să vadă, că nu-i nicio... Așa dacă dai fi mai dat ce de la ala zi, îți spune exact ce scrie acolo. Deci așa spune și așa la citire, hai să ne... Eu de la punctul 1 mai... Nu suntem de acord. Hai să iau cuvântul, nu mai știu să-ți secundar, dar cum vreți să ții să...
Am zis că totuși acum mi-am zis este totuși chestia care totuși trebuie acum. Registrele speciale tipizate, completate în mod corespunzător pe an și pe categorii de acte, la toate rubricile, vor fi înregistrate în registrul unic al primăriei, urmând ca la finele fiecare an să fie întocmit un proces verbal semnat și datat de secretar. Asta s-a făcut. S-a făcut. Dosare speciale de ședință vor fi numerotate, semnate și sigilate conform în stat. Astea sunt îndeplinite. Dosarele cu dispoziție emise de către primar vor conține actele care au stat la baza emiterii acestora. Deci e vorba la orice dispoziție care să fie în spate referatul compartimentul care să stea la baza emiterii dispoziției. Consilierul local vor acorda audiențe conform dispoziției articolului 51 al 3 din legea 215/2001 și vor stabili în acest sens un program de audiențe. Păi comisii? Nu. Deci, consilierul local vor acorda audiențe. Deci fiecare consilierul local acordă audiență. Faci un registru, spune acolo și ne vedi ce probleme, ca ei să ne prezinti postul local. E comisii sau chiar fiecare? Doar tot comisii sunt care au acordat audiență. Consilierul local. Știi ce înseamnă? Ce e îngrat? De ce e cu pitata de la ora de sau să primesc reclama? Și asta pe comisie, e mai ușor. Vine 2-3 consilieri într-o comisie și comisie înțelege și facem vizire pe comisie. Aia am pus. Orice, deci trebuie făcut până la urmă. Trebuie făcut pe faptul. Echiparul va informa scris Consiliul Local asupra modului de asigurat de plină hotărârilor conform articolul 63 al 3 din trabet de legea 215. Cei ce am prezentat informarea asta, conform numărul 65 de hotărâri, care nu a fost completat niciunul la judiciul administrativ, constituirea registrului special de înregistrare a petițiilor. Deci noi, la instituție, avem un registru special pentru a petițiilor, dar nefiind, nu a fost nevoie. Dar ei spun că trebuie să-l ai. Tot la fel, este vorba și de registru privind audiențele. Îl avem și pe ăla, dar vă dați seama că noi cept un domnul primar, ține audiență, ține și tuturor din om. Ei, îi spune că trebuie să se facă. Și ce e un grav, să faci că ar trebui să completezi dinainte registrul, să vină XY, să se scrie în registru și după aceea, data când are fiecare audiență, în funcție de probleme să fac chem pe om. De aia să aibă problemă și să nu fie... Pune domnul atunci, pune că vrei că mie că nu l-ai băgat în seamă. Completarea și numerotarea și încheierea la sfârșitul fiecare an cu proces verbal de registrul de audiență. Deci, chiar dacă n-ai avut nicio audiență, să zicem așa, trebuie să scrii. Proces verbal, nu știu ce, să... Zero. N-am avut nicio audiență. Am stat o oră singur și nu am făcut. Da, și aici așa ce mai e. Așa, structura de control poate verifica modul de executare a măsurilor stabilite în termen de 6 luni de la prezentarea raportului de control. Deci, prezentul raport de control va fi prezentat în prima ședință a consiliului local, prin grija primarului și secretarului. Vederea dispune măsurilor ce se impun, urmând ca instituția prefectului de Bacău să fie informată în scris cu privire la aceste măsuri, în termen 30 de zile. Deci, acum, după ce v-am dat notiți, vederea trebuie doar de să la instituția prefectului, care să. Faci registrele alea care spune acum. Suntem obligați, acum apărerea puțin contează. Și ești obligat să faci. Da. Mai sunt, da, poftim. Păi, discutăm pe marginea materiilor și de acord cu așa. Să vedem. Deci nu-s de acord ca să le publicăm cum asta în media, ce s-a zis mai lente. Îmi costă niște bani, dacă se poate amâna, se poate bine. Cu graficul și cu astea, cu, înțelegi, trebuie făcut, într-adevăr, registrul ăla și trebuie să ținut. Pe fiecare comisie sau la urmă, pe comisie, cel puțin, și să abilim o zi. Când? Cum? Comisia juridică? Cu control știu că am luat de acolo. Poate propune și pe comisie, dar trimite propunere la prefect. Da, dar pe comisie ne vine rândul mediu. Comisia, miercuri, aia, joi, aia, alții și vineri, sunt trei tipi comisii. Așa trebuie în fiecare consilier separat. Nu e problema. Trebuie cameră pentru asta, trebuie undeva să știi de unde am un registru. Trebuie să... Aici am fost și eu problema. Da. Eu asta am. Unde se face unii serii omul? Acasă la el? Unii. La primărie nu zici consiliul. Știi că ei n-au serii. Normal, dacă ar fi așa de un consilier de la partidul X, ar trebui să primească la odinul la serii partidului. Îmi vezi la patru ani, drept. Da. Mai dorește cineva să ia cuvântul?
fiind depozitate toate problemele la ordinea de zi, declar închisă lucrările de ședință. Da.